Noua conducere interimară a PSD Târgu Jiu a decis în ședința de seara trecută a biroului permanent municipal excluderea consilierului Eduard Lădaru. Potrivit președintelui PSD Gorj, a fost stabilit că Lădaru a încălcat statutul social-democraților. Decizia a luat-o biroul organizației municipale, a avut toate argumentele pentru a discuta acest aspect. Nu știu detalii pentru că s-a produs în cursul serii trecute, dar orice persoană care nu respectă statutul, până la urmă, în partid, intri de bunăvoie. Ai o politică, ai niște principii, este o linie pe care o trasează partidul. Dacă nu te mai regăsești în echipa respectivă, este treaba domniei sale. De ce s-a ajuns, dacă s-au parcurs toate etapele, toți pașii statutari, vreau să vă spun că dacă s-a ajuns la concluzia asta și decizia a fost, am înțeles, în unanimitate sau cu o excepție votată, este decizia pe care a luat-o organizația de la municipiul Târgu Jiu. Lădaru consideră că decizia arată blatul care există între conducerea PSD Gorj și primarul liberal Marcel Romanescu. De fapt, există un singur motiv pentru care am fost exclus din partid, blatul domnului președinte Mihai Weber cu Marcel Romanescu. Pentru că alte motive întemeiate nu există în momentul de față. Dar singurul motiv al domniei sale pe care n-a vrut să-l transmită publicului, pentru că e rușine să transmită un astfel de mesaj publicului, deși nu înțeleg că un lider adevărat de partid nu ar fi așa, și-ar asuma răspunderea pentru ceea ce ar face. Deci motivul este blatul pe care domnia sa îl are cu Marcel Romanescu, domnia sa împreună cu domnul Cosmin Popescu, împreună cu domnul Cristina Rușea, îl au din 2020, de la alegerile din 2020, atunci când au trădat candidatul Partidului Social Democrat la primăria municipiului Târgu Jiu și l-au susținut pe Marcel Romanescu. Din păcate spun acest lucru, pentru că nu s-a întâmplat nimic bun în urma acestui blat, ci doar a fost distrus în mod sistematic municipiul Târgu Jiu și este distrus municipiul Târgu Jiu. Vedem foarte clar ce dezastru este în acest oraș al nostru. Eduard Lădaru susține că democrația din interiorul partidului a fost anulată, toate hotărârile forurilor de conducere fiind ținute la sertar. Nu este loc democrație în Partidul Social Democrat. De fapt, eu mi-aș fi exprimat toate aceste puncte de vedere în interiorul Partidului Social Democrat, dar așa cum ar fi fost firesc, așa cum ar fi fost normal, dar în momentul în care a venit domnul Tăianu la PSD, s-a făcut ședință să fie pus domnia sa vicepreședinte, eu am invocat atunci prevederile statutare și am votat împotrivă. Era nestatutar ca domnul Tăianu să fie pus în funcția de vicepreședinte al organizației municipale. Și de la acel moment în care eu am votat împotriva domnului Tăianu, nu s-a mai făcut nicio ședință la care să fiu eu chemat. Deci eu aș fi spus toate aceste puncte de vedere în cadrul organizat în interiorul partidului, dar din păcate au anulat democrația. Domnul președinte Weber cu domnul Rujan au anulat această democrație din interiorul partidului și totul este o opacitate la PSD. De fapt, eu nu am acces la nicio hotărâre a forurilor de conducere a Partidului Social Democrat. Le țin toate la sertar. Și atât domnul Rujan, cât și domnul Weber, cât și domnul Cosmin Popescu și probabil n-au acces la sertarele respective decât șobolanii care au venit mai nou în Partidul Social Democrat, că altfel nu știu cum să spun. Un om serios, un om rațional nu are acces într-un sertar, nu intră într-un sertar, ci așteaptă să fie publicată acea hotărâre. Deci nu este democrație în PSD, totul este ermetizat de către niște persoane care, din păcate, am văzut ultimul sondaj realizat, din păcate, aceste persoane duc Partidul Social Democrat către un dezastru istoric la alegerile din 2024. Am văzut că în momentul de față PSD-ul are cel mai slab scor pe care l-a avut în ultimii 32 de ani în vreun sondaj de opinie și în niște alegeri. Lădaru este unul dintre criticii primarului Marcel Romanescu, primarul liberal în funcție, susținut acum de PSD pentru alegerile de anul viitor.